Episoadele violente între părinți, fie că vorbim de violență verbală, asta este uzual. E, dar vreau să-ți spun că am avut un episod care pe mine m-a marcat. Am avut un meci la Under-17, la un moment dat arbitru a dictat, nu știu, a dat un cartonaj roșu, evident pe un fault, clar de roșu. Măi, și la un moment dat am văzut un părinte din tribună. Nu poți să să-ți reproduc înjurăturile pentru că... Până la vârsta asta nu le auzisem nicio pe toate integral. La meciurile de junior sunt foarte atentă. Sunt și un fel de steward. Înjură într-un fel și mă gândeam, zic, în înjură pe arbitru. L-am văzut că a plecat din tribună, zic, că ăsta vine în să sară la arbitru. În teren, zic, ăsta sare pe arbitru. Dar de unde? Că el și înjura propriul copil. Dar vă spun, așa înjurături nu am eu, am 45 ani, n-am mai întâlnit așa înjurături.